După muncă și răsplată, de asta se vor bucura balanțele astăzi, dar nu le invidiem pentru că nici noi vărsătorii nu suntem mai prejos. Andreea, am dreptate. Bună dimineața, bine te-am găsit, Olivia, e mare dreptate pe nativii vărsătorii, așteaptă o zi cu foarte multe succese, mai ales în plan profesional, să vedem cum se prezintă și celelalte zodii. Nativii din zodia Berbec vor fi oameni de casă, se vor implica în rezolvarea problemelor de familie și vor încerca să găsească soluțiile optime. Taurii sunt cap de lăsători și nu le va arde de muncă, vor face tot posibilul să se sustragă activităților de serviciu. Gemenii sunt cam indispuși, cu greu le veți putea intra în voie, pe seară însă primirea unei vești le va aduce zâmbetul pe buze. Racii stau foarte bine la capitolul comunicare și au mari șanse să obțină ceea ce vor în plan afectiv. Ei nu vor scăpa de controverse iscate la locul de muncă, nu se anunță o zi ușoară, așa că ar fi bine să aibă nervii tari. Pe fecioare nu le va ocoli norocul în plan social, vor atrage atenția unor oameni care le vor ajuta nespus pe viitor. Balanțele nu se încurc atunci când vine vorba de muncă, de aceea astăzi vor excela la acest capitol. Scorpionii analizează doar cu inima anumite situații vite și ar fi spre binele lor să fie mai raționali. Săgetătorii sunt ambițioși și nu se vor lăsa până nu vor obține ceea ce își doresc. Capricornii vor fi cu zâmbetul la purtător, vor avea și motive, vor primi vești bune profesionale. Vărsătorii sunt plini de energie și vor lucra cu drag la toate activitățile din program. Peștii vor avea spor la bani și pot recupera banii din investiții din trecut, îi așteaptă și surprize familiale. Atât pentru acum, revin și eu la finalul orei cu Dimineața Mondenă, Olivia.